Noul administrator public al municipiului Târgoviște, Liviu Stoica, are pe agenda de lucru o serie de proiecte ambițioase pentru oraș. În ultimii ani, Târgoviștea cunoaște un regres în ceea ce privește dezvoltarea economică, numărul firmelor active, cifra de afaceri, profitul și numărul de salariați ai acestora. Spiritul antreprenorial, atragerea de investiții și investitori, crearea de noi locuri de muncă și, nu în ultimul rând, dinamica salariilor. Pentru stoparea declinului general, este necesară dezvoltarea de proiecte care să scoată Târgoviștea din amorțeală și să coaguleze toate forțele capabile să contribuie la dezvoltarea economică și socială durabilă a municipiului. Și drept urmare, noul City Manager al municipiului Târgoviște, Liviu Stoica, are în vedere realizarea unui centru de afaceri la Târgoviște. Scopul acestui proiect și obiectivele specifice sunt ca Primăria Târgoviște să contribuie la susținerea relevantă a IMM-urilor ca factor de creștere și vector de dezvoltare a activităților economice moderne, flexibile și adaptabile cu valoare adăugată ridicată, furnizarea de servicii de suport pentru mediul de afaceri, precum creșterea locurilor de muncă, îmbunătățirea mediului de afaceri local și a infrastructurii de bază destinată afacerilor pentru ca orașul Târgoviște să devină o locație mai atractivă pentru investiții și crearea de noi locuri de muncă. Un prim proiect este un proiect de business, pentru că eu provin undeva și sufletul meu a rămas în zona de business, un centru de afaceri. Consider că Târgoviște este foarte aproape de București, iar toată inteligența Târgoviștei sau inteligența pe care o produce Universitatea Târgoviște se îndreaptă către București după terminarea cursurilor. Eu sunt convins că va face o treabă bună. Oricum se va ocupa de proiectele cu finanțare europeană în primul rând. Le va gestiona în mod direct împreună cu managerii de proiect. Și eu cred că în 2-3 săptămâni, o lună, o să vă poată da foarte multe detalii și foarte multe propuneri de îmbunătățire activității la Primăria Târgoviște. Eu asta aștept de la domnul Stoic. Primarul interimar Cristian Stan a ținut să precizeze că are mare încredere în capacitatea de muncă a noului City Manager al municipiului Târgoviște, Liviu Stoica.